Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți cu noi aici pe recepție pe frecvența veștilor bune la Radio Vocea Evangheliei București Continuăm discuția și dialogul pe tema noastră, Biserica Persecutată, o analiză a persecuției în anul 2023, împreună cu invitatul meu și al dumneavoastră. Și în ediția trecută l-am avut pe Bogdan Todea și de data aceasta este cu noi. Bun revenit în emisiune, bun revenit și în studioul Prodocens. Îți mulțumim că ai acceptat invitația și îți mulțumim pentru timpul pe care l-ai pus la dispoziție pentru această tematică. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici. Bogdan, spuneam că vom continua cumva analiza aceasta a bisericii persecutate și după ce am ascultat acele mărturii, după modul în care am văzut că statisticile sunt îngrijorătoare, cresc, aș vrea cumva să ne îndreptăm atenția spre situația bisericii și a bisericilor în aceste țări. Care e uh, situația lor? Cresc, stagnează. Persecuția, am observat, crește, se intensifică, dar bisericile uh, se împuținează, din contră, se măresc. Ce informații poți să ne aduci? Sigur, în general, în țările cu persecuție, creștinismul se răspândește și este în creștere. La nivel particular, sunt anumite țări cu persecuție extremă în care numărul creștinilor scade pentru că statul sau o grupare care controlează statul respectiv și-a propus să extermine toți creștinii din țara respectivă. Așa cum se întâmplă în Afganistan, așa cum se întâmplă în Libia, așa cum se întâmplă în Corea de Nord. Dar personal cred că aceasta este o situație pe termen scurt. Pentru că în 1949, când comuniștii au preluat controlul Chinei, ei și-au propus să alunge toți creștinii din țară și au cerut tuturor misionarilor străini să plece de îndată, au interzis slujbele um, religioase, au interzis foarte multe biserici și la scurt timp după au declarat Faptul că în China a dispărut creștinismul. Nu mai sunt creștini în China. Astăzi, care este situația? Sunt cei mai mulți creștini uh, din orice țară de pe întreg Pământul. Se estimează undeva la peste 100 de milioane de creștini în China. Misionarii au fost uh, foarte dezrădăjduiti atunci, în 1949, când comuniștii au preluat puterea și i-au alungat și i au interzis creștinismul. Au interzis slujbele religioase, bisericile și așa mai departe. Și iată că astăzi este una dintre cele mai mari, sau chiar cea mai mare biserică din lume, ca număr, dintre toate țările de pe pământ. În Iran se întorc foarte mulți creștini la Domnul și mulți dintre ei trec granița în Turcia ca să poată să fie botezați sau în alte țări uh, din prejurul. Astăzi se estimează că sunt peste 3 milioane de creștini și mulți dintre ei s-au întors în ultimii ani. Tertulian spunea, ne înmulțim când ne sfâșiați. Sângele creștinilor este sămânța bisericii. Cu cât este mai multă persecuție, cu atât biserica se răspândește mai mult la nivel general și pe o perioadă mai lungă de timp. Chiar dacă pe termen scurt, Vedem o stagnare în anumite cazuri, așa cum am zis mai devreme, Afganistan, Libia. Pe termen lung, vedem că persecuția ajută la creșterea bisericii. De fapt, biserica este în scădere pe continentele unde nu există o persecuție reală. Europa, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă. Astăzi, vedem că Corea de Sud. Trimite cei mai mulți misionari, o țară care nu de mult era un câmp de misiune. China și-a propus să și creștinii din China, de fapt, s-au propus să meargă ca misionari în țări greu accesibile occidentalilor, ca Afganistan sau Iran. În India, fiecare misionar ucis sau bătut va aduce alții care să-l urmeze. Și țin minte cu plăcere un creștin care era plin de pace și de bucurie în India și mărturisea că se va duce în satul unde cu câțiva ani în urmă fusese ucis un misionar. Și l-am întrebat, nu ți-e frică să mergi acolo știind ce a pățit cel care a fost înaintea ta să vestească Evanghelia? Și a spus, nu mi-e frică, îmi pun... Toată credința în Domnul, îmi pun viața în mâna Domnului, dacă El va îngădui ca eu să fiu martirizat, accept lucrul acesta, dar mă duc din toată inima. Da, uh, sunt uh, mărturii care uh, sunt puternice și uh, ne uh, responsabilizează pe noi și aici cumva aș vrea să conturez o uh, întrebare, uh, poate că și pentru ascultătorii întrebarea aceasta stăruie în minte. Noi cei din țările libere, așa cum spuneai, din țările acestea unde nu există persecuție, ce am putea face pentru uh, frații noștri sau uh, reformulez uh, frații noștri care sunt în persecuții, au anumite așteptări de la noi, cei care ne bucurăm de pace, de bucurie, ce și-ar dori de la noi? Cum am putea să-i ajutăm? Desigur, cel mai important lucru pe care putem să-l facem este să ne rugăm pentru ei. Și aceasta este un lucru ușor de spus, dar peste care trecem de multe ori cu vederea destul de repede. Dar este mult mai important decât orice alt ajutor pe care îl dăm. Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm în primul rând și sunt mulți care ne roagă să ne rugăm nu ca persecuția să dispară ci ca ei să rămână credincioși în mijlocul persecuției. Ca ei să rămână credincioși Domnului, ca ei să rămână tare în credință în mijlocul persecuției. Acesta este motivul de rugăciune numărul unu care vine din aceste țări persecutate. De asemenea, noi, de multe ori, în țările civilizate sau în țările uh, occidentale, ne gândim că este ușor să donăm ceva financiar și într-adevăr acesta este un mod prin care putem să-i ajutăm foarte important, dar nu este pe primul loc, ci pe primul loc este rugăciunea pentru că ei se află în niște situații care nu pot fi rezolvate nici prin intervenții politice, așa cum vedem atâtea situații în Corea de Nord, în Afganistan, în Nigeria, în Libia și așa mai departe. Nu pot fi rezolvate nici cu bani, nu pot fi rezolvate în niciun mod omenesc. Și numai Dumnezeu este Cel care poate să le rezolve. Dar în primul rând să ne rugăm ca creștinii să rămână credincioși în mijlocul persecuției. Apoi să susținem misionarii care se duc acolo. Atât agenția Cairos cât și alte agenții din România și din afară trimit misionari în cele mai ferbinți locuri de pe pământ din punct de vedere al persecuției, inclusiv în Corea de Nord, inclusiv în Țări din nordul Africii, inclusiv în țări din Orientul Mijlociu. Bineînțeles, misionarii aceștia sunt sub acoperire și au făcut toate eforturile necesare ca să nu poată fi găsiți. Deci, ei nu o să apară nicăieri online. Sunt misionarii în țări cu persecuție extremă care nici măcar nu comunică direct cu creștinii din România. Și comunică cu o persoană de contact care dă mai departe veștile uh, foarte mult filtrate. Dar sunt misionari și români și din alte naționalități aflați în toate aceste locuri fierbinți din punct de vedere al persecuției și e nevoie să ne rugăm pentru ei și să îi susținem și financiar și moral. De asemenea, putem să susținem alte activități, cum ar fi traficul de Biblie sună un lucru negativ și într adevăr este ilegal din punct de vedere a legilor de acolo, dar este un lucru care ajută foarte mult pe credincioși. Și știm că lucrul acesta s-a făcut și în România și ne a ajutat la foarte se. mult înainte de căderea comunismului, pe vremea comunismului și ajută foarte mult pe creștinii din China, pe creștinii din uh, nordul Africii, pe creștinii din Orientul Mijlociu care nu au acces la Biblie. Um, sunt creștini care prețuiesc Biblia ca pe cel mai scump lucru pe care îl au ei pe pământul acesta. Mai mult decât bunurile lor, mai mult decât casa lor, mai mult decât orice. Și, din nefericire, de multe ori, ei nu au parte să țină o Biblie în casă mult timp. Și, de aceea, ei uh, fac un lucru foarte bun, și anume, memorează pasaje întregi, capitole și chiar cărți întregi din Biblie. Tocmai pentru că știu că ei nu o să poată să țină o Biblie prea mult timp. Și atunci, atunci când o prind, memorează cât pot din ea. Să ajutăm și astfel de activități, să ajutăm agențiile de misiune de pe lumea, din lumea întreagă care lucrează și în modul acesta în țările cu persecuție extremă. Da, sunt uh, niște uh, căi practice prin care noi putem să uh, simțim cu cei în suferință cu frații noștri și ca unii care și noi ne-am bucurat. E adevărat că noi doi mai puțin dar părinții noștri, bunicii noștri s-au bucurat în regimul trecut uh, comunist când uh, alți frați au adus Biblii uh, în țară și și pe vremea aceea Biblia avea o mare semnătate și valoare și nu mulți aveau Biblii în casă. Așa este. Acum, iată că avem vremuri de libertate. Avem nu o Biblie, ci zeci de Biblii. pagube că mai puțin citim, mai puțin memorăm, mai puțin studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici, în zona aceasta, am văzut așa un pic în prima parte. Un top al țărilor. M-am uitat așa pe niște statistici de la an la an, tot apar țări noi care sunt incluse în topul acesta al țărilor persecutate. Spre exemplu, Nicaragua a intrat în 2023 pentru prima dată în top 50. Se întrebă și alte țări care e cauza, se schimbă regimul de conducere, de ce devin țările astea tot mai ostile. Desigur, sunt mulți factori care uh, acționează și produc schimbări în aceste țări, în sensul creșterii persecuției. Și bineînțeles, știm că cel care este în spate este uh, diavolul, Satana, tatăl minciunii, cel care ține oamenii în întuneric și în minciună. Uh, de exemplu, în Nicaragua, dictatorul Daniel Ortega. A început să considere creștinii ca fiind o mare amenințare pentru regimul său dictatorial, consideră că creștinii uh, susțin opoziția și de aceea a început să persecute în special clericii catolici. A arestat mulți preoți catolici, peste 12, dintre care și episcopul din Nicaragua. Sunt și alte țări unde există persecuție sau legiuni. De exemplu, în Peru, în jungla amazoniană sau în alte țări uh, care se întind în jungla amazoniană, cum este Brazilia, triburile de acolo uh, persecută foarte mult creștinii și persecută foarte mult oamenii albi, pentru că în istoria lor. Ei rețin faptul că oamenii albi le-au făcut mult rău, au profitat de pe urma lor, au, câștigat să, au încercat să câștige de pe urma lor și să-i păcălească. Și astăzi multe triburi din Peru sunt atât de greu de evangelizat încât durează chiar și 5 ani, și ne spun asta misionarii români pe care um, i-am trimis ca agenție, ca Iros acolo cinci ani de zile doar ca să reușească să câștige încrederea tribului o să se să Se împrietenească cu tribul respectiv ca să fie lăsați să lucreze în interiorul tribului. Iar după aceea foarte, foarte mult timp ca să le vestească evanghelia și ca ei să se deschidă pentru evanghelie. Sunt mulți misionari de culoare albă care sunt uciși și lucru ăsta s-a întâmplat în anii trecuți. Doar din cauza culorii pielii. Da, mi-aduc aminte de Jim Elliot în jungla amazoniană, în Peru, acolo el a făcut misiune, acolo și-a încheiat și slujirea. Însă, mărturia lui a rămas peste ani și vedem modul minunat în care Dumnezeu, prin sângele martirilor, conștientizează chiar și triburile și le sensibilizează în fața mesajului Evangheliei Lui Hristos. Așa este. Uh, acum, dacă tot suntem în zona aceasta a martirajului, uh, se pare așa, din cifre neoficiale, aproape 5.000 de credincioși creștini au fost uciși pentru credința lor. M-am uitat și eu așa pe niște statistici. Uh, 90% dintre aceștia au fost doar în Nigeria. Spuneai de Nigeria ca fiind cea... Uh, mai ostilă țară. Așa este. Uh, și se pare că numărul credincioșilor uciși pentru credința lor în ultimele două secole l-a întrecut pe cel al martirilor din primele secole ale bisericii. Și noi știm că în primele secole au fost acele valuri de prigoană. Iată că ultimele două secole, uh, 19-20, intrat în secolul 21, Cumva, cifrele din perioada noastră sunt mult mai mari față de primele secole ale bisericii. Așa este. E adevărat, și numărul de credincioși este inițial mai mare. mai mare, dar persecuția de asemenea s-a mărit foarte mult și în ultimele două secole. Au fost mai mulți creștini uciși pentru credința lor decât în toate celelalte 18 la un loc adunat. Anul trecut, cum spunea, au fost uciși peste aproape 5.000 de creștini, 4.998 conform estimărilor Open Doors, 14.766 de biserici și case ale creștinilor au fost distruse și unul din 5 creștini care sunt persecutați locuiește în Africa și 2 din 5 creștini persecutați locuiește, locuiesc în Asia. 4125 de creștini au fost închiși pentru credința lor doar anul trecut. Sunt foarte mulți creștini care nu doar că au fost martirizați sau au fost închiși, sunt foarte mulți creștini pe întreg pământul care sunt bătuți și de multe ori aceștia nu intră în statisticile oficiale. Sunt creștini care sunt răpiți, sunt foarte multe fete creștine care sunt răpite în nordul Africii și forțate să se căsătorească cu musulmani sau traficate. Sunt foarte multe cazuri care nu sunt documentate în aceste statistici. Dar ce este cert este că persecuția crește în fiecare an și în 2023 anul trecut a fost cea mai gravă persecuție din ultimii 30 de ani, 30 de ani și cifrele sunt alarmante și se pare că anul acesta persecuția ar putea să crească. Asta era și întrebarea pe care cumva Vreau să-ți o adresez. Care sunt estimările pentru anul în curs 2024? Evident că așa, la modul estimativ, nu putem să știm exact cum și uh, în ce fel va fi. Dacă nu vine Domnul să ia biserica lui și va mai îngădui să fim pe acest pământ, uh, ce spun uh, uh, agențiile de misiune, ce spun... Uh, uh, Frații noștri care studiază cumva fenomenul acesta al martirajului, a persecuției. Așa este. Conform estimărilor organizațiilor care se ocupă cu monitorizarea persecuției în lumea întreagă, se așteaptă ca persecuția să crească și anul acesta, față de anul anterior. Corea de Nord rămâne pe primul loc a persecuție a creștinilor în topul mondial și nu se întrevede nicio îmbunătățire. Kim Jong-un vede creștinii ca un pericol la adresa dictaturii sale și de aceea condamnă la moarte imediată orice creștin care este prins sau la muncă silnică creștinul prins împreună cu următoarele trei generații pe viață. În China, secretarul general al Partidului Comunist vede creștinii ca o amenințare la adresa partidului Anul trecut doar 10.000 de biserici au fost închise, cele mai multe biserici fiind biserici subterane de casă, adică biserici care nu sunt înregistrate legal și care nu au o clădire specifică. Creștinii se întâlnesc acolo, acasă, la uh, un membru al bisericii. Și anul acesta se pare că această persecuție va continua, vor fi închise biserici, poate chiar mai multe decât anul trecut. În India, biserica are de suferit, persecuția crește. Este de așteptat ca partidul care se află la guvernământ, partidul prim-ministrului, prim să câștige și anul acesta alegerile în India. Și acest partid a declarat că au intenția de a transforma India în Hindustan, adică într-o țară unde religia hindusă nu doar să fie religie majoritară, cum este acum. Dar să fie religia după care se conduce uh, guvernul, după care se conduce orice autoritate. Un stat religios. Un stat religios, așa cum sunt celelalte state religioase din regiune. Da, Domnul, să se îndure și nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm, să mijlocim, așa cum ai spus, să susținem, să. Uh, Ajutăm, așa cum Dumnezeu ne pune fiecăruia dintre noi pe inimă, într-un fel sau altul, și să fim parte cumva a lucrării acesteia de misiune. Slavă Domnului că, iată, și România, așa cum spuneai, are mulți misionari creștini trimiși în părți diferite ale lumii, unele zone chiar fierbinți și periculoase. Evanghelia Domnului Isus Hristos se vestește și îl binecuvântăm pe Domnul pentru asta, și, de fapt, trebuie să se împlinească promisiunea lui că Evanghelia aceasta împărăției trebuie vestită până la marginile pământului. Bogdan, am ajuns la final de emisiune. Aș vrea să te rog așa câteva concluzii pentru ascultători, pentru discuția noastră de astăzi. Ceva ce ar merita subliniat. Așa cum spunea Pavel lui Timotei, adus aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, în via din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Așa spun și creștinii care sunt persecutați, care sunt închiși, astăzi care sunt omorâți. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Este liber. Este liber autoritățile, oamenii, extremiștii pot să persecute creștinii, dar nu pot să persecute cuvântul lui Dumnezeu, care are efecte. Este lucrător, este viu și lucrător și astăzi. Atât în închisorile din Corea de Nord, atât în închisorile din Iran, din Somalia, cât și în satele și orașele persecutate din țările din fereastra 1040 și peste tot în lume. În ciuda persecuției sau probabil, cel mai probabil, așa cum spunea Tertulian, datorită persecuției, biserica crește în lume. Cu toate acestea, mulți creștini sunt puși la încercare. De aceea trebuie să ne rugăm pentru credința lor în primul rând. În al doilea rând trebuie să ne rugăm pentru că aceste țări care sunt sub puterea celui rău, sunt în întunericul păcatului, și al minciunii celui rău, să vadă lumina Evangheliei și când mai mulți oameni să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Chiar dacă este persecuție în atâtea regiuni ale lumii, creștinii acolo încă au curajul și să ne rugăm pentru aceasta, ca să aibă curaj în continuare, să meargă să vestească Evanghelia, chiar dacă asta înseamnă să își pună în, la bătaie viața sau integritatea personală, să riște integritatea lor fizică sau a familiei lor. Sunt treziri spirituale în lumea musulmană, în special în Iran, în Turcia și în alte țări, în Siria. Sunt treziri spirituale chiar și în țări unde există o persecuție indirectă, cum este Ucraina, unde este război. Uh, și deși este război. Astăzi bisericile, după cum am auzit mărturii de la oameni care au lucrat acolo și merg acolo constant, sunt mai pline ca niciodată. Trebuie însă să fim treci și să veghem. În special în Europa, în America de Nord, în Australia, Noua Zeelandă, țări care istoric sunt fondate ca și țări și regiuni creștine. Creștinismul este în declin. Și începe să Apare persecuție chiar și aici. Și amintesc de cazul parlamentarei din Finlanda, care a fost uh, dată în judecată și risca să fie închisă până la 2 ani, pur și simplu pentru că a postat un verset din Biblie pe o rețea socială. A scăpat, a fost declarată nevinovată, dar am înțeles că acum este din nou judecată uh, pentru că și-a permis. Să spună societății care este voia lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm atât pentru țările care sunt persecutate și grav persecutate, cât și pentru regiunile unde nu există persecuție, dar creștinismul este deplin și probabil că o să avem parte și noi în viitor de această persecuție și e bine ca să ne pregătim. Da, Dumnezeu este suveran și el știe, el conduce istoria noastră și totul e mâna lui. Într-adevăr, nu știm uh, cum va arăta viitorul, însă cred că lucrurile acestea ar trebui să ne sensibilizeze, și astfel de realități din lumea noastră, iată, cu frații noștri de credință, ar trebui să ne conștientizeze că mai e puțin, că Domnul va reveni. Așa este. că Evanghelia aceasta va fi vestită până la marginile Pământului, că se va împlini numărul acela al salvaților, al mântuiților, al aleșilor. Noi să fim gata și să fim la lucru, în slujire, acolo unde Dumnezeu ne-a lăsat pe fiecare dintre noi. Amin. Bogdan, îți mulțumim mult pentru disponibilitatea de a fi cu noi în studio și pentru aceste informații proaspete pe care ni le-ai adus. Te mai așteptăm și îți dorim mult har și binecuvântare în slujire și în lucrarea pe care o faci în zona aceasta de misiune transculturală. Mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv, a doua parte în care am discutat împreună cu invitatul meu și al dumneavoastră, Bogdan Todea, prezbiter în Biserica Creștinului pe Evanghelie Izbânda din București și Coordonator al Agenției de Misiune Cairos în zona aceasta de sud a țării, în Muntenia. Sperăm că acest subiect va a trezit cumva, va a sensibilizat inima. Continuăm să ne rugăm și continuați să o faceți și dumneavoastră să vă rugați pentru frații noștri de credință care sunt persecutați pentru Biserica Domnului Iisus Hristos care este persecutată ne dorim ca Domnul să le dea putere, să rămână credincioși și noi să fim aici unde ne-a așezat Dumnezeu pentru o vreme și să fim folositori împărăției sale. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire data viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, până atunci fiți sănătoși!